Să vedem nativa din zodia Gemeni. Bine ați venit la proprietățile doamnelor născute în zodia Gemeni. Ne ocupăm de caracteristicile generale ca să pricepem că cele umblă până minte și cele dă până cap. Nativa din zodia Gemeni face cât 10 altele teche la oaltă, la un loc. Mă, parcă ar fi un duh din cela care iepsă din sticle când îi scot dopul ca să împlinească tot felul de dorință. Să înțelegem bine, doamnele din Gemeni umble cu vrâjuri și cu farmece și repede îl strică de capă bărbați, adică ziele așa, fermecătoare. Nu că ne-ar lua la farmece locul, ele au farmecul lor de muieri, așa, așa. Păi de altă parte, doamnele Gemeni sunt și foarte sufletiste. Bă, ascultă-ne cazul altuia, se implică, sufletește și ajută-i acolo unde se poate. Nativele din Gemeni sunt bune și pe linia de dat sfaturi, pentru că au o foarte bună putere de pricepere și văd lucrurile clar, fără să fie părtinitoare, adică nu ține cu tine sau cu celălalt. Așa că dacă te plângi la o prietină din zodia Gemeni, că ai un necaz acasă, o stare care ai cauzat-o tu, apoi că-i gelozie, că-ți bani dați împrumut, că-ți cumpărături fără rost sau altele, apoi poți să știi că lucrul ăsta ți se pune pe șleau, dacă tu ai greșit, asta nu te cruță. Nativa din Gemeni, când ascultă problemele cuiva, nu se și grăbește să pui vina pe celălalt care nu e acolo. Au simțul dreptății. De la nativele din Gemeni te poți aștepta la sfaturi bune care să domnească rânduielile. Femeile astea se potrivesc foarte bine cu meserii de psihologie, de pedagogie și, ca să zic așa, orice alte meserii asemănătoare, că cum ar fi și educație sau educație de cea sexuală, să-i ajute pe bărbați să citească ceasul, să nu creadă că cele 5 minute de zbânțăială cu gâfâială îți 50 de minute, cum cred ei, nu? Bă, acele numai 5 și acele îți vai de capul lor. De aceea zic că doamnele din Gemeni îți bune de doctoriță și de sfătuitoare în orice fel de problemă. Nativele din zodia Gemeni își fac prieteni cu mare ușurință. Bă, îți mereu deștiță, mereu bine dispusă, se bucură de cunoștințe noi, de relații, de prietenie, adică doamnele astea sunt foarte, foarte sociabile. Dacă te uiți pe Facebook, nici nu mai încapi de ele, mă. Se te socializează cu toată lumea, dar mai ales cu bărbați divorțați, care unde văd un decolteu, li se-și aprinde becul de alarmă și la tastatură nu mai au numai o mână liberă de scris. Una-i până budigăi, nu. Dar cine poate crede că poate profita de o relație cu doamna din Gemeni, să înșală, pentru că pe astea nu le duci de nas. Bă, imediat te prinde, că bagi mâna în sac până la umăr. Doamnele din zodia Gemeni îți femei de cuvânt. Dacă o promiți ceva, te poți baza pe ele. Un aspect mai puțin pozitiv e faptul că femeile Gemeni, când încep un proiect, se așează să facă oarece, să zic, pe la jumătate să plictisesc, le dispare entuziasmul și îți cu gândul deja la următoarea treabă, care încă îi pe undeva până în viitor, o idee, un plan necopt, neșlefuit. Să continuă alții ce-au început ele. De fapt, doamnele Gemeni nu acționează planificat, cu calendare și programări. Bă, ele fac ce le taie capul și se bazează pe instinct, fără să cântărească pe mult. Da-i cum vine. Câteodată când bagă ele de seamă că au pierdut orientarea, apoi își iau angajamentul că or fi mai ordonate, că s-or concentra, că or duce la bun sfârșit lucru început. Dar parcă tot mai interesant e să paseze treaba asta la altcineva și ele să pornească altă rânduială, care e și mai interesantă și mai nouă. O altă trăsătură de caracter la doamnele Gemeni e și faptul că, din punct de vedere emotiv, trăirile lor sunt așa profunde, intense. Și dacă îi să comparăm comportamentul sentimental cu doamne din alte zodii, adică astea sunt mai sentimentale, mă. Nativa din Gemeni, când iubește, Iubește-mă, nu se preface, iar când se enervează, apoi să fugi dinaintea ei că te trăznește, mă. Te trăznește și nu te vezi. No. Felul ăsta de bulibășală emoțională îl regăsim și în paturi când vine vorba de cordială. Da, asta e altă temă. Ajungem noi și acolo. Cu o singură completare aici, și anume că ca să se știe că nativa din Gemeni, când are un amant, asta pe lângă bărbatul ei, vreau să zic, apă acela n-are să-și facă griji pentru că, doamna, dacă tică bine vânzoleala, nu-și mai caută și alte variante de frecuș în deplasare. Deci ea e credincioasă și la bărbat și la amant, ca să se știe. No. Iar în toată complexitatea asta lor, ca să zic, doamnele Gemeni, sunt persoane cu multe fațete. Ei, nu cu multe fețe, cu multe lături, așa, pentru care n-ați umblat la școală ca să vorbim de fațete. Adică, doamnele Gemeni, nu niște ființe cu care să te plictisești, de fapt. Ele sunt un adevărat câștig pentru orice fel de relație, că aduc cu ele un entuziasm natural, o naturaleță și îți face poftă de viață. Și acum avem și un paradox. Cu toate că nativile din Gemeni sunt sufletiste și sar repede să te ajute, bă, multă lume le consideră niște ființe reci. Și asta li se trage de la faptul că în orice fel de situație ele se bazează mai mult pe inteligența lor decât pe, să zicem, impresii de natură sentimentală. Nu se moaie cu una, cu două. Să nu uităm că patroana zodei Gemeni e planeta Mercur, care e responsabilă cu gândirea logică. Așa că pe nativa din Gemeni nu o păcălești cu lacrimi de crocodil și degeaba te văicărești, că la urmă, dacă joci la cacealma, te alegi cu piciorul în cur. Și acum o vorbă pentru toți pretendenții care își aleg o parteneră din zodia Gemeni. Nu încercați să o îngrădiți, să o țineți în scurt. Nativa din Gemeni nu-i pasăre de ținut în colivie. Ea trebuie să zboare, să zburde, să se desfășoare și câteodată chiar să-și facă de cap sau de cur, după caz. Nativa din Gemeni, dacă analizăm caracterul, se potrivește mai degrabă să facă carieră, să facă carieră. Asta îi zice cacofonie. Nu reușit. Deci să nu faci din femeia asta gospodină dedicată, bă, la puterea ei de viață, la pofta care o are. Nativa din Gemeni are toate șansele să facă carieră. No. În tinerețea lor, la adolescență, fetele din Gemeni au în general mai mulți prieteni, mai mulți drăguți. Le place să-i zăpăcească, să le bage idei în cap, să-i mâine, să-i adune. Și pe când se pune la casa ei, apoi bărbatul are ce hămăli la mobilă, că la doamnă nu-i place nicicum. Mută dulapuri, mută păreți, îi sparge, iar îi face la loc, iar își schimbă mobila, iar îți ugrevește, nu-i place culoarea, o ia de la capăt, iar îmi pune mobila, tot așa, în bucătărie la fel. Că de ce să mănânci omul ce știe el că e bun și gustos, când nativa din Gemeni poate proba păpțelea bărbatului tot felul de rețete noi, inventate, ajustate, îmbunătățite, tomnite. Când o apucă creativitatea, apoi musai de stat pe lângă ea că îi lipsește în bucătărie ba una, ba alta. Și bărbatul face naveta la butic și pe la magazinele din cartier să caute nu știu ce fel de frunză uscate și nu știu ce fel de mirodenii despre care au citit ieri în ceva rețepte de la călugări din Tibet. Și apoi fugi și cumpără tot felul de plicuri. Și apoi dacă mobila a fost deja mutată în 4 feluri și s-a revenit la așezarea inițială, dacă rețetele de mâncăruri fandosite s-au epuizat, să nu credeți că nativa din Gemeni se plictisește? Nu. Acum e momentul să-l modeleze pe bărbat. Să-i frece mințile cu îmbunătățiri de tot felul, stil de comportament, de gândire, de viață, adică să facă din omul de lângă ea, de fapt, alt om, așa, pe imaginația ei, să tomnească. Ăsta poate că e și unul din motivele pentru care multe nativi din zodia Gemeni rămân nemăritate sau fug bărbață de ele, divorțează. În concluzie, doamnele astea ar vrea să schimbe mereu câte ceva, dar pe ele nu se pot schimba. Așa că bărbatul care are o nevastă din zodia Gemeni trebuie să o accepte așa cum e, că altă care nu este. Și dacă luăm în considerare toate celelalte calități, nativa din Gemeni merită toată iubirea și tot respectul din pe planetă. No, să vedem acum viața erotică.